Bună seara, doamnelor și domnilor, vă spune Mihai Mironică, bine ați venit la ProSport Live. Astăzi discutăm despre a doua victorie consecutivă pe care o obține Dinamo. Sigur, speranțele sunt tot mai mari printre fanii dinamoviști, printre membrii clubului dinamovist, că Dinamo ar putea să obțină o salvare ce pare în continuare destul de improbabilă, dar care părea chiar un miracol la finalul anului 2023. Vom discuta și despre meciul foarte tare pe care diseară îl joacă liderul campionatului FCSB în deplasare la Cluj cu Universitatea și, desigur, vorbim și despre victoriile pe care urmăritoarele celor de la FCSB Rapid sau CFR Cluj le-au obținut în această etapă. De asemenea, discutăm și despre criza care există la Craiova, la ambele formații din oraș. Alături de mine în studio se află Răzvan Stanca. Salut, Răzvan, bine ai venit! Răzvan a fost portar la Sportul Studențesc, la Pandurii, la Steaua și alte echipe din Prima Ligă. Și de asemenea Gabriel Cânu este alături de noi. Salut, Gabriel, bine ai venit! Bine v-am regăsit! Răzvan, Dinamo reușește să lege două victorii consecutive și cu aceste victorii părăsește ultima poziție a clasamentului. Cum ți se pare Dinamo în acest moment? După jocul prestat, am văzut chiar faza primului gol, mi-a tras atenția, cred că politica, da, nu? Da. Foarte, foarte frumoasă fază, o succesiune de pase chiar dintr-o atingere, pas în fața porții, arată bine Dinamo și cred că are speranțe mari să se salveze dacă continuă pe aceeași linie. Păi și Gabriel, pe cine băgăm acolo? Cine nu arată atât de bine în acest moment? 2024, cred că Iașu, nu? Iași, din da. Punct de vedere al rezultatelor. Sau Craiova. Pentru că așa și Botoșanu, din punct de vedere al jocului, vezi o revigorare destul de serioasă și acolo, chiar și prin prisma rezultatelor, dacă ne gândim final locuiți de 2023. Locuiți în voluntari, de nu pronunțați numele voluntari? Păi ele sunt principalele, că te uiți la cele care sunt imediat acolo. UTA deja are câteva victorii, chiar și în deplasare și joc. De ce? UTA a ajuns la granița play-off-ului. E acolo, s-a îndepărtat de zona, incredibil, da, de zona periculoasă. Deci cam cele patru echipe. Două o să schimbe cu celelalte două, dar rămâne de văzut, pentru că mai e destul de mult. Absolut. Răzvan, ai spus mai devreme Craiova. Crezi că FCU Craiova poate face parte și ea din această ecuație? Dacă continuă aceleași evoluții, tot ce e posibil, dacă nu-și revin. Din păcate, pentru ei au început cam șovăitor, să spun, față de anul trecut, când au arătat un fotbal frumos, plăcut ochiului. Bine, ei au arătat bine și în victoria relativ recentă cu Dinamo. I-au bătut destul de clar pe Dinamo Biști în acea partidă. Da, dar la echipă, dacă nu câștigi meci de meci, se vede, mai ales dacă ești în zona subsolului. Cum ți se pare această aducere a lui Florin Costea ca director sportiv la FCU Craiova? Asta e prima oară când am auzit. L-am văzut în tribune lângă domnul Mititelu. Probabil este o lovitură de imagine pentru club. Probabil se încearcă și prin alte metode să revigoreze echipa. Te-ai intersectat cu el în carieră? Cu Florin? Da. Da, am fost colegi și la Craiova și la Steaua. Cum era el? S-a vorbit despre el că, dacă te aduce aminte, Florin, ăsta, Victor Pițurcă zicea că Florin Costea are ceva de Thierry Henry. Deci erau niște comparații astea incredibile la un moment dat. Probabil că a fost înainte de a se accidenta, pentru că după accidentarea destul de gravă suferită, în meciul cu Poliaș, dacă mi-aduc aminte, n-a mai fost același. Dar una peste alta, este un tip, cum îl cunosc, este un tip liniștit. Nu creează probleme, nu e conflictual. Probabil și de asta a rămas apropiat de domnul Mititelu și mi s-a oferit ocazia aceasta să... E suficient de conflictual Adrian Mititelu, în jur trebuie să fie multă liniște. Bine, și nu cred că a avut jucător mai valoros, nu? Se vorbea la un moment dat... Da, 7 milioane de euro. 7 milioane, a avut 15-16 ani când a fost în formă maximă Florin Costea. Din punctul meu de vedere, a fost cel mai valoros jucător pe care l-a avut Mititelu de-a lungul anilor la echipă, dar întreba pe Răzvan de Costea, credeam că întreb de pauza rezervă, adică mai repede. Da, da. Sigur, vorbește la lucrul ăsta când nu merge echipa decât... Pentru că deja oamenii, și nu numai oamenii, sunt și oameni din fotbal, nu doar din public, ca să zic așa,
care au tot felul de suspiciuni legate de anumite lucruri care se întâmplă în fotbal și sigur că și această apariție a lui Bausa doar pe bancă în acest meci și chiar și absența lui Bausa din primul 11 a fost privită cu suspiciune. Bine, cei care îl doresc, cred că își freacă mâinile, nu? Cumva când intervine un conflict acolo între antrenori și jucători și alea, poate pleca mult mai da, ușor. Am înțeles că a fost răcit. Multe răceli în această subite epidemie. Depinde dacă la propriu sau la figurat. Da, dacă e relația răcită sau exact. Dacă persoana este. Pentru că și antrenorul e pus sub presiune, nu? Să nu uităm că cum a început 2024 sezonul, auzeam de demisie, auzeam de tragere la răspundere de către domnul Mititelu și atunci n-au cum relațiile să funcționeze cum trebuie în echipă atunci când nu sunt rezultate. Răzvan, ai fost portar la echipe importante din Prima Ligă. Cum este să nu joci o jumătate de an? Cât de mult te afectează ca portar, din punct de vedere al reflexelor, al modului în care joci, o absență atât de îndelungată? E suficient să nu joci o lună, nu, dar 6 luni. De adevăr, te afectează în primul rând pe plan psihic. Dacă nu ești puternic mental, poți să pici în latura cealaltă. Eu te întreb acum din punct de vedere al reflexelor, al formei fizice și mai puțin mental. De ce insist doar pe partea asta fizică și nu mentală? Pentru că Horațiu Moldovan, sunt convins că atunci când s-a dus la Atletico, s-a pregătit mental pentru o perioadă atât de lungă în care nu va juca, pentru că nu și făcea iluzii. Da. Nu și-a făcut vreo iluzie că va juca, s-a gândit poate că o să primească o șansă, două, până la finalul sezonului. Dar fizic, cât de mult te afectează o astfel de... Sunt antrenamentele. Probabil că va participa și la niște jocuri amicale, jocuri între ei. Normal că una este încărcătura meciului oficial, una este al celui amical. Dar atâta timp cât se antrenează 100%, într-adevăr, nu este la capacitatea maximă la unui meci oficial, sunt nevoie să mă repet, dar sper să nu se revadă la națională dacă se va baza Edi Iordănescu pe el. Se va baza pe el, Edi Iordănescu? Sigur că avem etape. Mai întâi vom avea un amical, acum în viitorul apropiat, când începe primăvara, mai până la turneul final, dar se va baza în condițiile acestea pe el, pentru că deja atât de multe luni par o eternitate. Eu tot asta am zis, că a fost unul dintre oamenii importanți ai calificării, nu? Iar Edi a pus accentul pe grup, pe legăturile create între jucători, iar axul central, nu, se păstrează. Bine, și noi am făcut parte din axul central și ne place să credem, dar nu, chiar așa și e. Echipa portarul, care câștigă nu se schimbă sau chiar nu pierde. Axul central ți-i păstrezi acolo. Cum ai spus și tu, vin amicalele și cred că un indicator foarte bun pentru Edi, pentru a vedea dacă se va baza ca portar numărul 1 pe el la Euro sau nu, sunt și aceste amicale, pentru că am văzut sunt câteva amicale destul de puternice și atunci tu, Horațiu Moldovan, dacă reușești să te ridici la nivelul așteptat în amicalele astea puternice, atunci cred că 80% poți face față și în cadrul unui euro. Mie mi se pare că fotbalul este o chestiune foarte fluidă așa și că chiar de la o săptămână la alta poți descoperi jucători care deodată sunt într-o formă mai bună, jucători care scad ca nivel. Pe parcursul unui sezon putem da o grămadă de exemple de jucători care au început bombă sezonul, apoi au avut... Îmi permis o întrebare lui Răzvan vis-a-vis de asta? Părerea ta vis-a-vis de Horațiu Moldovan, doar antrenându-se acolo cu Oblak și având un meci, două, va deveni mai bun sau? Nu știu, ca portar trebuie să ai continuitate, în primul rând, la meciuri oficiale, dar la antrenamente nu știu cât de mult poate să substituiască acest lucru. Lipsa meciurilor oficiale. Bineînțeles, da. Pentru că asta cred că a și contat în decizia lui Edi de a-l convoca, pentru că la Rapid apăra meci de meci, avea și meciuri mai puțin bune, avea și meciuri mai bune. De asta contează la portar. Până la urmă, Ionuț Radu sau Floriniță erau portari care în istoria recentă a fotbalului nostru însemnau mai mult decât Horațiu Moldovan. Dar Moldovan le-a luat fața, pentru că și Niță a avut probleme în Cehia, și de asemenea și Ionuț Radu a avut probleme la echipa de club. Și așa cum s-a întâmplat în cazul lui Moldovan, că el a reușit să ia fața unor alți portari din România,
Ne întrebăm acum dacă nu cumva se poate întâmpla și reversul medaliei. Alți sportari să vină pe turnantă pentru că ei joacă în mod constant și poate mai fac și tot ce e posibil, pentru că ca și portar este doar un singur post. Nu mai poți să joci în alt post. Și a beneficiat de șansa care i s-a oferit și se pare că a tras cu dinții de ea. A ținut cu dinții de ea. Da. Ce facem cu Dinamo, Gabriel? Că joacă tot mai bine de la etapă la etapă. Întrevrezi așa salvarea pentru ei? Am întrevăzut-o de prin octombrie, de când am mai venit și am fost întrebat de lucrul ăsta. Totuși, Dinamo e Dinamo. Punctele se vor înjumătăți, iar atunci spuneam vis-a-vis de perioada de iarnă. Chiar dacă e scurtă, transferurile, dacă sunt făcute cum trebuie și vor confirma acei 3-4 jucători care vor veni să dea un plus de valoare echipei, automat fiind Dinamo, ai alt vibe la echipă și altfel vei înlănțui rezultatele. Uite-te la un Botoșan, a venit antrenor nou cu câțiva jucători aduși de el și uite ce succes. Sunt care... chiar câțiva, cred că sunt mai mult de 10. Ok, da. Dar să spunem câțiva. Și uite Botoșan pe care o vedeam sub nivelul mării, ca să spun așa. Uite că a reușit să învingă CFR-ul și face niște rezultate. Da, nu pierde cu Universitatea. Apropo de asta, nu pierde, dar e egalată în minutul 95 și nu e prima oară. A mai fost egalată la de UTA. Adică e total schimbat și Botoșanu și Dinamo. Dar totuși, fiind Dinamo, fiind o echipă emblematică a acestei ligi întâi de atâția și atâția ani, eu cred că traseul ăsta bun pe care l-au, alături de suporteri, am văzut după meci, cântau, aveau un vibe așa, o atmosferă foarte, foarte în regulă vis-a-vis de galerie și de echipă, care știm, e foarte importantă galeria la o echipă precum Dinamo. Neavând rezultate, automat relația asta nu era una lapte și miere și atunci dădeai din rău mai rău. Ei, acum sunt pe un trend ascendent, dar ei vor trebui să păstreze rezultatele astea și în play-out, pentru că acolo contează. Ei, prin două meciuri, acum au câștigat 3 puncte, de fapt, corect? Da. Atunci când vor câștiga 3 puncte la fiecare meci, atunci vor trebui să aibă parcursul ăsta, pentru că trebuie să iasă, ei nu trebuie să se mențină, trebuie să iasă de acolo din zona aia retrogradabilă. A spus Gabriel mai devreme, Dinamo este Dinamo și de asemenea Dinamo este un nume foarte mare în istoria primei ligi din România. E bine, o trimitere spre această idee face și Mihai Bordeanu de la Poliaș, care la finalul meciului din această etapă cu Petrolul spune: nu a fost dat afară Pap de la Petrolul pentru acea intrare foarte tare la Rare și Spas, pentru că se încearcă salvarea lui Dinamo. Poliaș este o echipă care sigur este și ea jos în clasament și asta este afirmația lui Mihai Bordeanu. Cum ți se pare, Răzvan, această idee? Nu, și probabil și frustrarea după meci și-a spus cuvântul în declarația lui, dar sunt sigur că nu asta crede Bordeanu. Dacă se încerca salvarea lui Dinamo, se încerca de mult, probabil. Nu trebuie acum spre finalul campionatului regulat. Pe de altă parte, e foarte greu să găsim o explicație pentru acea neeliminare a lui Pap. Sau, nu știu, ți se pare ok că, sigur, tu ai fost apărător, ești cu apărătorii. Gabriel, am fost și coleg cu el. Și ai știu fost și coleg. La Vastea. De la el am învățat. Fotbal, nu intră. N-am zis mai departe. Poziționarea antrenor. N-am zis mai departe, am zis că de la tine am învățat. Excelent, da. Gabriel, ai învățat astfel de întrebări pe Paul Pau? Da, nu chiar așa, trebuia un pic mai... Da, într-adevăr, e o intrare care, și din punctul meu de vedere, trebuia sancționată cu roșu, însă și eu am avut în minte pe finalul carierei cu Juventus București sau nu știu cu cine, la Bărbulescu, cel care e acum la CSEA, dar o intrare destul de urâtă, neintenționată, pentru care am primit doar cartonaș galben. Se întâmplă, nu știu, o fi avut și legătură cu țicul, cu perioada problema aceea lungă. Problema este că atunci când tu ai făcut această intrare la Bărbulescu, nu era VAR, da. Nu era VAR. Am mai văzut o ipoteză, de altfel, care ține de Premier League, cum că arbitrii de acolo ar da aceste decizii proaste, pentru că sunt și acolo, pentru mine unul mă minunează ce decizii proaste pot lua acolo, tocmai pentru a se discuta foarte mult pe această temă. Nu știu dacă e cazul în România. Da. De așa ceva. Însă
Da, nu știu. Sunt niște decizii care sunt clare și totuși nu sunt clare chiar cu al doilea ajutor. Adică tu ar fi trebuit să vezi ca și meserie clar în teren. Ai și ajutor în spate dacă îți scapă ceva și totul să nu se înfăcă. Horia Mladinovici este arbitrul care nu a eliminat jucătorul de la Petrolul. O decizie foarte importantă. Însă nu m-aș duce până acolo. Petrolul a câștigat în cele din urmă. Apropo de ce a spus Bordeanu, că se înlănțuie din partea cealaltă ca să... Nu, cred. El zice toată lumea trage cu Dinamo și pe noi să ne bage în locul lor. Pentru că, sigur, Dinamo este o miză foarte importantă prin prezența ei în Superliga. Din ce am observat la Horia Mladenovic, am văzut că lasă de loc jocul destul de liber. Asta am observat și mi se pare că este poate probabil, arbitrul care lasă cel mai liber jocul. Bine, și da, uite, poate face parte din viziunea lui, dar aceeași viziune să aibă și ok, lăsăm jocul liber. Mă, dar măcar să te cheme să te mai uiți odată, pentru că este o fază la care te mai uiți odată și după ce te mai uiți odată zici, da mă, eu sunt de părere că trebuie să nu fie eliminat PAP. Dar nici măcar să nu-l cheme un pic. Mă, noi avem aici un dubiu. Adică toți arbitrii au fost de aceeași părere, toți cei, nu știu câți arbitri au fost, dacă îi legăm pe toți, sunt șase arbitri. Doi la VAR, cu asistent. Deci, chiar așa, toți șase au fost de aceeași părere. Adică aia din camera VAR să nu-l fi chemat măcar să se mai uite odată. Are un rost și monitorul ăla la marginea terenului. Că de-aia l-au pus folosit, acolo. Trebuie folosit, dar ne mai uităm odată. Adică nu pentru orice, dar asta chiar era... O fază de... Da. Bun, să discutăm în continuare cu agresații, pentru că la telefon este Cornel Schweitzer, care ne vorbește din partea clubului Poliaș. Bună seara, domnule Schweitzer! Bună seara și invitatul dumneavoastră! Da, Răzvan Stanca și Gabriel Cânu, fost jucători în Prima Ligă din România, sunt alături de mine. Bună seara, salut! Bună seara! Încercam să găsim cu toții o explicație aici pentru care Horia Mladinovici nu a arătat cartonașul roșu pentru Paul Papp în meciul dintre Petrolul și echipa dumneavoastră. Ne gândeam așa că Horia Mladinovici de-a lungul timpului ne-a arătat că este un arbitru care lasă mai liber jocul, dar totuși e un monitor acolo la marginea terenului, măcar să-l fi chemat să se mai uite odată și el să zică și a doua oară. Da mă, nu trebuie eliminat Paul Papp. Am fost și noi surprins și cel mai trist e că l-am pierdut din spas. Chiar dacă el a rezistat în teren după acel fault al lui Paul Papp și chiar s-a comportat bine, a și marcat, probabil era și încălzit atunci, după care a fost schimbat de 38 și minimul unei de zile va fi incert. Asta era un lucru important pentru noi, în afară de faptul că m-am pierdut într-un 93, e a doua partidă pe care o pierdem după o prestație, n-a spune foarte bună, în momentul în care pierzi, dar un joc în care am arătat ceva, și la fel ca și jocul de la Botoșani. Și eu în cariera mea de 27 de ani, de când sunt implicat 28 de ani în fenomen, în toate eșalanele, n-am avut niciodată bătaie într-un 93, în două deplasări la rând. S-a întâmplat și... Mai mergeți pe la biserică, domnule Schweitzer? mergem. Și cel mai dezamăgit sunt pentru faptul că l-am pierdut pe spas, minim o luni de zile, un jucător important și nu mai spun într-adevăr faptul care a fost vizibil pentru toți, pentru toată lumea care a urmărit jocul și care a făcut analiza acelui joc. Da, din păcate, nici colegul Horea din cabina VAR, vedem că au fost foarte multe jocuri în care și am fost, cred că dintre cei mei vocali, pe care am fost și în emisiunea noastră când am vorbit de VAR, am susținut VAR-ul de când s-a pus în discuții și iată că sunt încă greșeli. Cred, sper, cum a spus noastră, mergem la biserică, sper să nu mai avem parte de asemenea decizii și să câștigăm puncte, în primul rând, prin prestația jocului și să nu mai avem parte de greșeli de arbitraj. Asta e cel mai important. N-aș vrea să fac o analiză acum, că la final de campionat de obicei fac, monitorizez la club, am o persoană care, în general, analizăm deciziile pro și contra sunt în decursul unui campionat.
dar sper să nu Poliaș să nu mai aibă parte de erori de arbitraj, cum nimeni nu-și dorește, cred că nici o echipă din campionatul intern, pentru că suntem într-o luptă strânsă acolo, atât în zona retrogradării, Politehnica Iași, până la urmă, ăsta e obiectivul evitarea retrogradării. Cred că am pierdut și noi foarte multe puncte în unul partid în care am arătat bine percepția jocului de la Sfântul Gheorghe în prima etapă și chiar dacă am câștigat un punct cu voluntarii acasă, am avut un joc foarte, foarte modest. Iată că la Petrol am arătat mai bine și am pierdut. Sper să avem încă 4 etape foarte importante pentru noi. Întâlnim Rapidul, ne vom deplasa la Timișoara, jucăm în 6 zile 3 jocuri, deci suntem cred că cei mai dezavantajați, să spun, în etapa asta intermediară, pentru că vom juca sâmbătă cu Rapid la ora 20, marți vom juca săptămâna viitoare la Craiova, vă dați seama, și vineri cu Dinamo. Avem 3 meciuri de foc. Ceea ce ne spuneți dumneavoastră despre această programare care nu vi se pare una tocmai în regulă, parcă s-ar adăuga la ceea ce a spus unul dintre cei mai importanti jucători a echipei dumneavoastră, Mihai Bordeanu, cel care la finalul partidei cu Petrolul a declarat că îi se pare că toată lumea vrea să o bage pe Poliaș acolo, jos, și să o scoată pe Dinamo. Aceasta este declarația lui Mihai Bordeanu. Da, era supărat, normal, când pierzi. Chiar Mihai era suferă, pentru că el, aș spune, jumătate botășănean, jumătate ieșean, pentru care are casă și neaș și e un jucător care, vă dați seama, îți dorește să încheie cariera la ea și îți dorește în Liga I, cum dorim cu toții. Eu cred că Iașul, o să ne luptăm să rămânem în zona în care suntem. Ne-a luat în calcul și barajul, pentru noi toate echipele și au în calcul barajul, care sunt acolo în solul clasamentului. Dinamo, într-adevăr, arată altceva, o echipă care e susținută frenetic și din tribune și susținută de suporteri atât din tribune cât și financiar. Un brand, până la urmă, Dinamo. Dar o să ne luptăm cu Dinamo până la capăt. Veți fi un pic sfâșiat în această luptă, pentru că Dinamo este o echipă la care țineți. Da, am avut spre fericirea mea, chiar sub comanda lui Leo, atât cât am întâlnit Dinamo și la Botoșani, și la Sfântul Gheorghe, și la Iași, am avut rezultate pozitive. Tot timpul cu Dinamo au o partidă în care a fost și spectaculații și am obținut rezultate. Asta îmi doresc și la meciul următor. Știți foarte bine că am jucat tot timpul, am demonstrat și meciul când eram matematic promovat în sezonul trecut. Am jucat doar cu tineri jucători și ne-am impus atunci în ultima etapă. Nu. Încercăm să... Eu cred că Poliașul o să aibă altă față. Mai sunt încă 13 etape, într-adevăr. Jucăm sub presiune. Vedem și Botoșani care a adunat puncte. Apropo de Botoșani, mai devreme în sezon, înainte să ajungem la finalul anului 2023, Valeriu Ftime spunea: garantez că Poliaș nu retrogradează. Acum nu știu dacă mai ține să iasă pronosticul, dar așa ne-a spus aici la ProSport Live. Da, până la urmă vedem că toate echipele din Moldova, chiar dacă am promovat anul trecut atât Oțelul Galați și Poliaș, suntem în zona periculoasă. Și Botoșani e o echipă care în al 11-lea sezon la Liga 1, la fel și au dezamăgit până acum în sezonul ăsta. O să ne luptăm, nu ne rămâne decât să ne luptăm până la capăt, să fim puternici, să tratăm fiecare joc în parte, pentru că vedeți și dumneavoastră, a fost analiza după fiecare etapă și a fost un campionat destul de ciudat în acest sezon, cu rezultate imprevizibile, scoruri strânse. Eu, de când sunt la Liga 1, cred că e cel mai ciudat campionat, a spune, dar e frumos. Încă și Rapidul speră. O să avem un meci destul, bănuiesc. Apropo de acest meci pe care urmează să-l aveți cu Rapid, vi se pare că Rapid este echipa anului 2024? Ca și prestația jocului, nu. Pentru că nici una n-a arătat a campioană în jocurile astea, nici Rapid. Dar ca rezultat, s-au impus.
categoric, au și cu puține șanse, au un compartiment ofensiv, s-au întărit, dar au obținut 5 victorii, asta e cel mai important pentru ei. Și jocul se uite. Important e rezultatul, dar nici pe CSB au mai pierdut 6 puncte. N-aș spune niciuna, nu au fost constant ca prestații și niciuna încă n-au arătat ca campioană, din punctul meu de vedere. Nici Rapid, chiar dacă au obținut. Dar eu mizez pe un joc bun, că o să avem un stadion, sunt sigur că sunt mulți și rapidiști în zonă, cunosc foarte bine în Moldova, o să fie un stadion destul de populat și sper să repetăm cei din tur din Giurești, am avut un rezultat, am făcut un joc excelent și la fel am pierdut 3-2. Dar sper acum să avem un joc bun, o prestație bună și un rezultat, să nu pierdem împreună. Domnule Schweitzer, dumneavoastră, fără îndoială că îl cunoașteți bine pe Luis Felipe, pentru că a fost jucător, probabil că ați avut o contribuție la venirea lui la Poliaș, venirea lui în România. Prima impresie a lui Gigi Becali a fost unt pe pâinea prăjită. Da. Apoi se pare că untul a înghețat în frigider, nu știu ce s-a întâmplat, că n-a mai fost aceeași impresie. Îl cunosc foarte bine pe lui Felipe, pentru că toți am fost alături de el. S-a comunicat foarte mult cu el. Ion, colegii s-au comportat excelent cu el la Iași. De el e un băiat de vestiar, e un băiat plăcut de colegi. Cred că și la FCSB același lucru, dar el mai avea nevoie de un club de Italia Politehnicii încă o jumătate de an, dar cred în el pentru că cinstit avem și procente la el, că tot în doar 23 de ani v-am primit acum în februarie. Ce procente mai aveți? Ce procente mai aveți? Cât? 20%. 20%. Eu cred că el se va impune. Are mare nevoie, știți, faptul că n-a fost ușor nici pe el, soția lui în România. S-a acomodat la Iași, dar cred că mai avea nevoie de fotinic Iași jumătate de an. Da, eu... Să nu vi-l trimită înapoi, ramburs. Eu nu-mi doresc, pentru că am văzut ce calități are și știi importanța, i-am explicat nu odată, s-a vrut mult cu el înainte de plecarea la FCSB, presiunea care este la FCSB, pentru că își doresc titlul după 9 sezoane, știți foarte bine finanțatorul, patronul, care nu are răbdare. I-am explicat toate detaliile astea, pentru că el știe, l-am pregătit bine. A vorbit inclusiv Leo Grozavo cu el, chiar săptămâna trecută, l-a sunat după joc. Și a vorbit chiar foarte mult cu el și Leo l-a încurajat. Și credem că eu îmi doresc să reușească personal, sincer, pentru că în decursul anului trecut au fost jucători care am lucrat. Primul a fost foarte bine Olimpiu Morțan, care l-am transferat atunci la FCSB, după care au fost mulți jucători de la... Da, și Ștefan Târnovanu a prins foarte bine la... Și el de la Iași. Da, de la Iași. Dar știți foarte bine. Se întâmplă acolo, e concurență mare, dorește câștigarea titlului și nu e ușor nici pentru un jucător. Domnule Schweitzer, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți o seară frumoasă în continuare. Și vă mulțumesc, mi-a plăcut în continuare și sănătate tuturor. Mulțumim, numai bine. Răzvan, aseară vorbeam mai devreme despre meciul dintre Dinamo și Oțelul. Spuneai că ți-a plăcut Dinamo. Nu știu cât de mult i-a plăcut lui Dorinel Munteanu de Dinamo, dar a avut niște izbucniri, l-a jignit pe asistent, a primit al doilea cartonaș galben, a fost eliminat, a făcut un gest, i-a întins mâna asistentul, pe aceea i-a retras-o, nu i-a strâns mâna. Cum vezi toată această perioadă? Pentru că Dorinel Munteanu vine și după episodul din Giulești, când a vorbit despre anumiți suporteri care l-au jignit atunci, că sunt mai bronzați. Cum îl vezi pe Dorinel Munteanu în această perioadă? Ce se întâmplă? Din ce am discutat și cu cei de lângă echipă, nu știu dacă v-am spus, sunt și mentor la școala de antrenori a Federației. Și am avut cursant chiar antrenorul de portare al lui și am tot interacționat și cu el și cu alți membri ai staff-ului. Dorin este un om care a pus foarte mult suflet în
la această echipă, a luat-o din Liga 4, a dus-o până în Liga 1 și normal că nu-i cade bine acum această perioadă. Probabil din cauza asta are ieșirile astea, că nu se aștepta, mai ales că acum câteva etape era singura echipă neînvinsă în deplasare, chiar și pe teren propriu, mi se pare. Da, e o echipă care a făcut multe remize, era foarte greu să o bați, da. Într-adevăr. E o perioadă mai puțin fastă pentru Orinel Munteanu, care a avut ambiții. El a vorbit despre play-off, a vorbit deschis despre această ambiție, una foarte mare, având în vedere că, așa cum spuneai, a adus echipa din ligi inferioare și să te duci în play-off imediat după ce promovezi e chiar... Probabil și din cauza suporterilor, care am înțeles că pe rețele de socializare tot îl jurau, îl jigneau și probabil din cauza asta este așa supărat. Da, Gabriel, cum administrezi această situație cu suporterii? Pentru că în fotbal deseori ai parte de adversitatea suporterilor și vedem că uneori oamenii din fotbal mai cedează. E destul de greu, pentru că adversitatea asta a suporterilor vine când echipa nu funcționează, nu? Pentru că nu cred că e vreun suporter care te înjură din spatele băncii dacă tu bați 2-0 meci de meci sau nu pierzi. Și, cum a zis cu Răzvan, realizările acolo, cel puțin pentru el, din punctul lui de vedere, sunt mari. Și atunci trebuie să recunoscute aceste merite. Lucru care nu se mai întâmplă. Am văzut că și cu cineva din conducere a existat un conflict, nu știu, am citit în presă. Da, cu președintele interimar. Cu suporterii. Echipa nu funcționează. Nu știu când a luat Dorinel ultima oară 3 goluri. Atenție, pentru bună că da. Oțelul era o nucă foarte, foarte tare de spart. Și atunci toate aceste lucruri adunate, coroborate, îi dau și o stare, și mi se pare normal, ca antrenor, la fel cum el, care se implică și pune suflet 100%, nu ai cum să fii în perioada asta și să treci așa ca găsca prin apă, să nu reușești, între ghilimele, să te ceri cu vreun arbitru, să te ceri cu vreun suporter, să te ceri cu cineva din conducere, pentru că lucrurile nu funcționează. Să nu uităm că tam-tam s-a făcut și pe faptul că au fost alergați jucătorii la Vatra Dornei sau unde au fost și da. Nu au... Iar eu cred că nu a fost Dorinel cel care a spus nu vreau să merg în Antalia să fac condiții. Da, el a vorbit despre problemele financiare, de limitările financiare. Adică dacă le pui cap la cap, deja sunt 3-4 motive care îl fac și l-ar face pe oricine să nu fie în regulă din punct de vedere mental acolo, însă pentru mine e un antrenor care a reușit și care de fiecare dată la fiecare echipă la care a fost a reușit să-și impună stilul lui de joc și echipa să aibă rezultate. Știi când unde-i Dorinel, bați greu. Da. Așa e. Până la urmă el a fost învins, iar Abdallah și Politic, atacanții lui Dinamo, au avut un rol foarte important în această înfrângere a echipei lui Dorinel Munteanu, Oțelul. Îi ascultăm pe cei doi după victoria pe care au obținut-o cu echipa lor, Dinamo. The most important is the victory. If I can have the team with assist or goal is good, but like I said in the interview in Saftica, I don't score a lot of goal, but if I have to choose before to score or win the game, I choose to win the game. Suntem foarte motivați. Luăm fiecare meci în parte și încercăm să dăm tot ce putem pe teren. Cred că s-a văzut și în seara aceasta și cred că am meritat victoria. Cred că este momentul și să ne bucurăm, mai ales când obținem aceste victorii și sperăm să continuăm tot așa. Cu CFR cumva? Ei au prima șansă, este clar, dar... Bineînțeles, este o echipă foarte bună, stau foarte bine în clasament, dar cred că moralul nostru este unul foarte bun după aceste două meciuri, 6 puncte în două meciuri și... Suntem într-un punct foarte bun, ascendent, sper să obținem cele 3 puncte și la Cluj. I-am ascultat pe cei doi atacanți ai lui Dinamo, Abdallah și Politic, și acum îl ascultăm pe Sorin Cârțu. Bună seara, domnule Cârțu. Un atacant din altă vreme. Un atacant din alte vremuri și care era probabil încă mai este mare anti-dinamovist, apropo de dinamoviștii de care... Așa era mai crescut atunci, dar știi cum. Da. Până la urmă, dacă... Și colții ăștia nu mai sunt așa de ascuțiți pe măsură ce mai întâmplă în vârstă. Știi cum e, că meseria de antrenor, dacă
am avut o dată posibilitatea și am dădusă-mă contul pentru Dinamo că ca antrenor nu poți să fii numai la echipa ta sau numai în oraș, că atunci erai, ești antrenor municipal sau județean. Sau județean. Da. Antrenor... Te duci profesionist, te duci într-o parte și... Dar cred că i-ați fi supărat tare pe suporterii dumneavoastră din Craiova dacă ajungeați antrenor la Dinamo. Asta sunt și... Nu, i-aș fi educat. Este și o chestie de educat. E să înțelegi ce înseamnă meseria de antrenor. Pentru că ai de... Cum să spun, ai de întreținut o familie, ai de viața ta socială care să-ți o aranjezi, să antrenezi unde ți se iubește situația... Cine îți oferă condiții bune, cine îți oferă condiții materiale care le vrei, ce contează. Vi se pare că Dinamo acum poate spera cu șansele? Arată bine. Arată bine acum în ultimul timp. Cred că au avut o, cum să spun, o idee bună cu Opici să-l aducă. Este un antrenor care văd așa în perioada asta de când a venit, aș pune amprenta pe ceea ce vrea el probabil și ceea ce gândește el despre fotbal, ceea ce îi văd destul de liniștit așa și în câmp, deși și înainte când era Borcă, mie îmi plăcea cum să exprima echipa în câmp, numai că avea niște momente de nerealism în anumite situații și cu anumiți jucători cu care nu poți să joci o idee asta pe care o ai tu. Și atunci, ceea ce face Copici în plus sau ceea ce le cere e că mai se abat și de la ideea asta de dezvoltare a jocului din orice valor sau orice minge care o ai și în orice zonă și așa mai departe. Mai dau și cu ele, mai trag și de timp, mai și faultează. Adică exact ce e tipic pentru un fotbal profesionist și tipic pentru ați... Exact ce făcea Dinamo când juca cu dumneavoastră, când erați la Craiova Maxima. Să facă rezultatul. Că Dinamo era o echipă nu atât de spectaculoasă pe cum Universitatea Craiova în acele vremuri în care vă luptați cu ei. Și atunci trebuiau să abordeze o tactică aceasta mai pragmatică. Și fotbalist, bun. Eram și noi fotbalist, bun, și ne știau și ei ne recunoșteau calitățile și valoarea fotbalului. Și Dinamo avea o componentă fotbaliști adevărată. Absolut, că altfel nu puteau să o elimine pe absolut, Hamburg sau... Absolut. Da. Deci chiar erau niște încleștări atunci din ăsta din care ieșeau și scântei în ceea ce privesc duelurile individuale, așa, dar în același timp ieșeau și execuții de calitate sau faze de calitate în timpul unui meci de încânta asistența. Domnule Cârțu, Universitatea Craiova nu a câștigat nici pe terenul ultimei clasate. Da. Cât de dezamăgit a fost de lucrul acesta? Păi, știi cum e? Rezultatul, dacă te uiți acolo la el, sigur, sau la ceea ce s-a întâmplat înainte de a fi începe partida, eram favorit, tot așteptam 3 puncte și s-a întâmplat ce s-a întâmplat în prima repriză. După aia, ce s-a întâmplat în repriza a doua, având în vedere de antecedente, zic că până la urmă e un rezultat bun, dar modest. Nu e ceea ce așteptam noi de la partida asta și de la un meci cu Botoșan și adversarul care l-ai avut, pentru că ceea ce s-a întâmplat în repriza a doua chiar a fost un adversar pus în toate imposibilitățile din lume. Au rezistat, nu știu cum au rezistat și să doar cu 2 goluri. Asta, ți-am spus, s-a plătit tribut pentru rezultatul ăsta final, este un tribut plătit pentru ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, acele greșeli. În același timp, zic că a fost desfășurarea în prima repriză a fost influențată și de o greșeală de arbitraj, aceea de la primul gol. Marius, mai e la voi în emisiune sau nu mai e? Marius vine, dar nu e la ediția de astăzi, Marius Avram, da. Avram, dacă vroiam să ne lumineze... Îl întrebăm. Chiar dacă dumneavoastră spuneți că este stelist, îl întrebăm. Nu,
Nu, altceva. Deci, mie mi se pare, nu mi se pare, eu zic că golul este, și mențin afirmația, este gol incorrect acordat. Primul gol al lui F.C. Botoșan, spuneți. Al lui F.C. A fost un offside care trebuia fluierat. Dacă nu l-ai fluierat în prima fază, cum se, sunt indicațiile, pe respingerea care a dat-o, ăsta cum îl cheamă, Căpățână, tu nu poți să-mi spui că echipa adversă a intrat în posesie. Este o posesie pe care nu putea să o facă așa cum și-ar fi dorit cineva când are posesia, să dezvolte jocul. A venit pe o presiune a unui adversar și el a degajat mingea. Mingea aia nici măcar n-a ajuns la un coechipier de la jos, la un coechipier de la, de la Botoșan și s-a inițiat faza golului. Practic a fost o fază care, cum să spun, nu vorbim de două faze, este aceeași fază cu o continuitate care până la urmă a fost cum să spun, nefastă pentru noi. Că pe urmă, eu știu, și portarul putea să îndrepte, a luat prea ușor gol și așa mai departe, aia e altă situație. Dar zic că imediat mă uit și eu și la fotbalul european și peste tot, așa sunt la curent cu ăsta. Și văd, am văzut și în Germania și în Anglia, imediat pe toate din astea se întrerupe faza, se dă offside. Chiar ultima care l-am văzut a fost asta, Bayer cu Bochum. Chiar am văzut o față de tipul cu Bochum? Deci, acum ultima? Da. Da. Și îmi mențin punctul ăsta de vedere că faza trebuia întreruptă să se dea. Pe urmă a fost și golul ăla 2, o indecizie și o greșeală mare, iar consider primul vinovat pe portar, pentru că în toate cărțile de specialitate și în fotbal și toată lumea, toți antrenorii din lume recomandă în momentul ăsta. Avem un portar aici, Răzvan, la F.C. Botoșan cu Universitatea Craiova. Cine? Răzvan Stanca. O, păi ăla a fost portarul meu de la Pandurie. M-am gândit că ați fost, de aceea am zis să-l anturez în discuție, că m-am gândit că ați fost împreună la Pandurie. Salut. Păi, că spuneți să spună, orice duel între un coechipierul tău și adversar, nu ai voie să îi țin port. Corect. N-ai voie, trebuie să îi lasă să bată între ei, vezi care respinge și ce se întâmplă și apoi decid. Ori el a fost a influențat decizia lui Zaikov, să spunem, deși și ăsta, dacă a văzut că ăla ezită și face, trebuia să fie dat în minge și termina acțiunea, ca să nu îl primească gol. Deci cu două goluri în handicap a fost greu și sunt de, cum să spun, până la urmă faptul că au întors rezultatul și au avut atitudinea aia din repriza a doua, hai să spunem că au avut așa pentru repriza a doua o pilă prea mult. Și pe urmă încă o situație iară, am văzut iară unul pe altii, clar că la Bayram acolo când l-a călcat și încă ceva așa iară cu infose de penalti pentru Mitriță, plus cartonașul roșu la Șeron, care sunt consternat așa să văd situații de tipul ăsta și nu se iau nici măcar în discuție, să fie chemat, pentru că în dinamica fazei se sigur poate scapă puțin arbitru. Bă, dar avem VAR acum. Tu ăsta de la televizor cheamă-l și spune, bă, uite care-i situația, ăla s-a săi cu piciorul pe gleznalul ăsta intenționat. Uite-te, dacă tu consider că e roșu, bine, dacă nu, dai drumul la jos. Dar nu e chemat nimic, nu se poate. Așa cum a fost și faza aia de la Petrol, dacă vă aduceți aminte. Da, faptul, vorbim mai devreme despre ea. Este identică aproape, doar că n-a fost cu asemenea gravitate cum a fost la ăla, de a ieșit afară. Până la urmă, Mitriță nu știu cum a rezistat. S-a mai suit și elefantul ăsta de Șeronic. E elefant față de Mitriță, îți dai seama. Sunt ca dintr-un banc Șeronicul Mitriță, da? Păi da, gândiți-vă să vină un picior din ăla pe picioarele lui Mitriță. Mitriță a dat un gol foarte frumos. Să ne gândim la Mitriță ca un potențial jucător pentru Euro? Să ne mai gândim la lucrul acesta? Nu știu ce să spun. În orice caz, a avut o... prima repriză nu mi-a plăcut ce a spus. Prima și într-un fel acum bun, a fost o reacție pozitivă pentru el, modul în care a reacționat în repriza a doua și a dat semnalul. Practic el a fost cel care a dat imboldul revenirii echipei și ăsta.
Dar vă spun sincer, prima nu mi-a plăcut. Nu este Mitrița care trebuie să fie pentru echipa asta și ceea ce înseamnă în jocul echipei. Adică prea multe mingi pierdute, situații de acțiuni individuale. Sigur că el, acțiunile lui individuale sunt binevenite de multe ori, cum a fost și în repriza a doua, pentru că are imprevizibilitate în ceea ce face și deciziile lui de multe ori sunt așa, prinde clar pe picior greșit apărătorii. Dar, v-am spus, în prima nu mi-a plăcut. Dar e foarte bine că și-a revenit, a dat semnalul, a strâns echipa și au făcut ceea ce au făcut repriza de-o. Mai târziu a egalat situația, poate puteau mai devreme, ar fi trebuit mai devreme, dar până la urmă v-am spus, totuși e un rezultat modest. Domnule Cârțu, că tot pomeneam de Răzvan Stanca, ce a fost jucător la Pandurii, un alt fost jucător de dumneavoastră, e vorba de Pavel Badea, a spus că Mihai Rotaru a greșit atunci când pe dumneavoastră sau pe alți oameni din club i-a îndepărtat, că a rămas ca o primadonă acolo la Universitatea Craiova. Adică vedem o atitudine foarte critică din partea lui Pavel Badea la adresa felului în care administrează în acest moment Mihai Rotaru clubul. Nu mă apuc să-ți comentez ce spune el. În principiu sunt de acord cu el. Dacă nu eram eu acolo, trebuia să fi fost alții care să fie legați de universitatea și așa mai departe. Acum, sunt niște decizii al lui Rotaru. Rotaru face ce crede el, se legitimează cu cine vrea. Eu niciodată n-am impus unuia cuiva care dă bani la echipă. Dom'le, trebuie să faci asta. În discursul său, Pavel Badea spune că Mihai Rotaru ar trebui să aibă mai multă atenție pentru că acești foști mari jucători ai Craiovei sunt cei care legitimizează clubul lui. Exact ce am spus și eu. Exact ce am spus. Practic, tot ceea ce se întâmplă la legitimează, scuze. Legitimează. Am reușit să trec peste... Da. Da. Legitimează clubul lui, da. Da, este adevărat acest lucru. Asta, de-aia și el a luat fața într-un tip sau a luat fața lui Mititelu și reprezintă universitatea. Poate are voie să vorbească din punctul ăsta de vedere, să spună, pentru că știți foarte bine, societatea asta care, eu știu, finanțează și clubul universitatea, este în asociere cu clubul sportiv. De-aia ne și numim clubul sportiv universitatea. Nu este nici CSU și nu, pentru că U-ul ăla trebuie întotdeauna spus pe întreaga lui cât face el ca și cuvânt, eu știu, sau nume. Este universitatea. În partea alta este FCU. U-ul ăla, să mă scuze Dumnezeu, nu știu ce înseamnă. E treaba lor, cum mă spun. Dar în niciun caz nu este universitatea. Universitatea asta este. De-aia, într-un fel, de multe ori este deranjant când se spune CSU sau nu. Nu trebuie să facem o asociere la fel cum faci pronunția la FCU cu CSU. Nu există. Este CSU Universitatea. Dacă chiar vrei să-i spui, să nu-i pui simplu Universitatea, pune CSU Universitatea, Clubul Sportiv Universitatea. Pentru că asta e asocierea. Chiar dacă, eu știu, la sediul ăsta al clubului unde activează echipa de fotbal, nu și-au birourile și, eu știu, echipa de atletism, nici nu știu ce are pădiță pe acolo în clubul. Scrimă, are scrimă, știi că, scrimă, știți că el e cu scrima. Scrimă, box, atletism și așa mai departe. Domnule Cârțu, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Să aveți și o seară frumoasă în continuare. La revedere, ceau. Gabriel, FCSB are o problemă serioasă înaintea acestui meci și în continuare, cred, în acest sezon. Are probleme serioase la jucătorul care este eligibil pentru Naționala de Tineret. Pantea era foarte important din acest punct de vedere. Nu mai este disponibil. Cum rezolvă ei situația asta? Cu cine? Cu Tavi Popescu? Cu cine Tavi Popescu și Rada Svadescu. Cu Tavi Popescu. Și cu niște necunoscuți, probabil, ar mai putea. Cu Tavi Popescu. Popescu, da. Pentru că pe Rada Slavescu l-am văzut și momentan nu pare că e din filmul FCSB la titlu. Rada Slavescu. Așa mi s-a părut, da. În puținele minute pe care deși 800.000 de euro l-ar fi recomandat pentru altceva.
cum a spus domnul Schweitzer de către de Luis Felipe că trebuie să ar fi trebuit să mai aibă niște luni la Poliaș, așa cred că și Radu Slavescu ar trebui să mai aibă multe meciuri în altă echipă până să ajungă să poată să facă față chiar și la U21. Pentru că ok, ca și club ești mulțumit dacă îți dă un randament foarte, foarte ridicat jucătorul under. Dar dacă e acolo și îți faci treaba cu el, eu cred că ești mulțumit. E, nici măcar la nivelul ăsta nu-l văd pe el. Și atunci rămâne Tavi Popescu, din moment ce Pantea s-a accidentat destul de serios. Da. El era și într-o poziție, fundaș dreapta, să nu uităm, care e preferată pentru under. Da, pentru under e, antrenor, e preferată. Da. Răzvan, cum te-ai înțeles cu antrenorul Gigi Becali când ai fost la clubul domniei sale? Sincer, nu prea am interacționat cu dânsul. La portar nu se băga? Se mai băga și la... Dar nu, n-am avut foarte multe tangențe cu dânsul. Dar era la fel de dornic și pe atunci? Da. Era... Cum greșeau un jucător, indiferent că era portar sau jucător de câmp, se enerva. Mai ales dacă pierdea meciul. Da, poate că atunci, datorită... sau din cauza sau datorită vârstei, era poate și mai impulsiv decât acum. Mă gândesc că atunci când ești mai tânăr. Da. Cum ți se pare FCSB în acest moment? Ți se pare că a mai început să gâfâie, nu mai este la fel de impetuoasă cum era mai devreme în sezon? Are Rapid o șansă, de exemplu, să vină peste ea? Cum spunea și domnul Schweitzer, în primul rând, dacă e să ne luăm după joc, dacă am șovăit și FCSB-ul, dar până la urmă rezultatul este cel mai important. Scopul scuză mijloacele. Indiferent dacă câștigă campionatul, nu mai zice lumea că a jucat slab sau că a jucat bine. Se văd cu titlul și cred că asta e cel mai important. Rapid, în schimb, pot spune că este echipa începutului de an. Are rezultate pozitive și chiar dacă n-are un joc foarte, foarte plăcut ochiului, până la urmă, cum spuneam mai devreme, rezultatul contează. Dacă nu mă înșel, în acea perioadă de care aminteam, te-ai intersectat la Steaua, cum se numea pe atunci echipa, și cu Cristi Tănase. Te așteptai ca el să ajungă în astfel de ipostaze, cum a fost cea în care a apărut mai devreme, acum o săptămână sau când s-a întâmplat cu... Da, am văzut. Din păcate, nu-i face cinste această ipostază, dar... Probabil, sigur, a avut un motiv întemeiat de era în, nu știu cum să spun, în această situație. A și spus că, cred că mama sau cine suferă de cancer și probabil din cauza asta a luat și deciziile mai puțin bune. Haideți să-l ascultăm pe antrenorul momentului în acest moment, în fotbalul nostru, Zeliko Kopić, cel care a reușit să schimbe spectaculos fața lui Dinamo, echipă ce speră acum la salvarea de la retrogradare. It's nice to score. It was our idea to start immediately with our offensive approach, to show our mentality, to be confident and to go for the victory from the first second. I feel them better. I feel them more confident. In our system of play, I feel them more confident on the ball, on the tempo, but it's still many things that we can improve. For me, it's just fine, yes. If he will have time, he's always welcome from my side. Probabil că este foarte apreciat de fanii lui Dinamo în acest moment, antrenorul acesta, Zeliko Kopić. Andrei Nicolescu aici în emisiune spunea că îl apreciază și pentru gestul de genul acelei banderole pe care o poartă cu culorile lui Dinamo pe haină. Portugal style, nu? În stil portughez, exact. Da. Da, n-am înțeles foarte bine accentul fiind de croat sau ce este. Croat, engleza, da. Engleza cerea timp sau spunea că timpul este cea mai importantă componentă pentru un antrenor pentru a-și implementa... Da. Și cumva acum este în ziua perioada de astăzi, în care timpul e tot mai puțin. Da, timpul e parcă nu mai sunt 24 de ore, nu? Parcă așa avem impresia. Da. Și atunci și din punctul ăsta de vedere și la antrenor se reflectă foarte bine lucrul acesta, însă se pare că
timingul lui vis-a-vis de rezultate bune e bun. La început de 2024, final de campionat regular, începe play-out-ul. Dacă vor continua așa, și din punctul meu de vedere, cel mai important lucru e să-și formeze nucleul de echipă cu care să aibă rezultate. Pentru că atunci încrederea lor, a spus și el în conferința de presă adineauri, a simțit încredere la jucători. Atunci când aveau mingea, știau deja ce au de făcut, se găseau altfel și asta necesită timp. Important pentru ei e să rămână în același nucleu de bază, să continue cu încrederea cu care sunt acum și probabil vor mai fi rezultate de genul ăsta. Nu cred că au un lot așa de stufos ca 3-4 jucători importanți de-ai lor să poată fi înlocuiți cu altcineva. Și eu cred că principala componentă, cheia pentru Dinamo în acest sezon, e lipsa accidentărilor pentru play-out. Eu m-am aventurat de-a lungul acestui sezon să-l tot aduc pe Denis Politic în discuția legată de echipa națională. Mi se place foarte mult acest jucător și în sfârșit am descoperit încă o voce publică care e alături are de tine, aceeași nu? Idee. Viorel Moldovan a spus recent la Onisport că și lui, sigur, Viorel Moldovan, care a jucat atâtea meciuri și a marcat atâtea goluri pentru echipa națională, când ca de la atacant la atacant. Exact. Răzvan, mergem prea departe cu Denis Politic? Nu. Dacă va continua pe aceeași linie, pozitivă, sigur, îi va atrage atenția lui Edi. Dar el ce vârstă are, scuze, Politic, Denis? Cred că are undeva pe la 24 de ani. Are o vârstă bună. Da, foarte bună. Nu cred că este. 24-25 de ani maxim. Cred că are. Așa, cred că e 2000 sau 2001, mi se pare. Verificăm imediat, dar pe acolo e, cum da, ziceam, un 23-24 de ani, da. Bine, la o echipă din campionat selecționabilă este, evoluțiile ușor-ușor îl recomandă. Ține doar de el, pentru că da, e 23 clar, de ani chiar. 23. Ca să ajungi la echipa națională, îți trebuie o perioadă constantă cu evoluții peste medie. Trebuie să atragi atenția, nu... Ai făcut un meci, dispar două, ai mai dat un gol, te-ai mai accidentat 35 la națională, mai ales că nu ai un background foarte, foarte bun din punctul ăsta de vedere. Trebuie să mențină, să scoată echipa, să fie omul principal care salvează Dinamo sezonul ăsta, care sezonul viitor cu câteva mi se pare că o cam trage după el. O trage, dar și Ghezali a tras-o în Liga a doua o perioadă și a dispărut. Haide să confirmăm pe termen mai lung. Ai dreptate. Răzvan, FCSB merge să joace la Cluj diseară și, sigur, Dan Nistor este unul dintre cei mai importanți adversari. Te-ai interesat cu Dan Nistor la Pandurii? Da. Și obișnuia să vină cu astfel de lucruri precum ce s-a întâmplat la ultimul meci al lui Cluj când a venit la final și a zis m-am bătut cu Kipciu la pauză? Nu. Cred că a declarat așa sarcastic, nu cred. Nu cred că se bagă. Avea astfel de reacții pe la... Nu. Ai trăit vreo pauză a unui meci cu astfel de... Nu. Dar este un tip foarte liniștit și nu... Îl mai ia gura pe dinainte, dar nu se bagă în astfel de situații. Păi stai, apropo de asta, de colegi, la aia cu un afară de 6 goluri, după un meci, unde erai, la Steaua sau la Pandurii? Nu mai știu. La Pandurii. La Pandurii, cu el, coleg. Da. Ah, okay. Tu le-ai luat pe alea 6? Și altceva și mai altă întrebare. Am ajuns. Luat doar eu, toată echipa. Toată echipa, da. Să știe. Da. Nu, dar dincolo de acest episod cu înfrângerea aceea dură în fața celor de la Steaua, cum se numeau pe atunci, eu vreau să spun că Pandurii Târgu Jiu din acea perioadă este una dintre echipele cu stilul cel mai individualizat. Adică au fost multe echipe bune în fotbalul nostru, dar Pandurii avea, mai ales cu conducerea lui Petre Grigoraș, avea un stil al ei, foarte plăcut și adică o recunoștea ea, nu juca precum celelalte echipe. Avea o circulație a balonului. Era un joc de calitate, așa mi s-a părut. N-am prins prima perioadă a lui domnul Grigoraș, a doua am prins-o, dar nu mai avea același nucleu de jucători. Aha. Și probabil am observat, țineam legătura cu foști colegi de-ai mei și chiar vedeam că marcau oaspeții
trei goluri, îi dădeau patru. Sau invers, îi dădeau ei patru, dar tot și primeau trei goluri la fel. Din cauza acestui joc mai... Da, mie mi-a rămas în minte, a fost o echipă foarte frumoasă, mi-a plăcut foarte mult și regret acum, bănuiesc că și tu regresi, că vedem că Pandurii nu mai e la un nivel... Da, nu mai este deloc, este în faliment. Da. Și culmea, acum la Târgu Jiu e un stadion foarte frumos, nou, dar nu mai e echipă. Când nu era stadion, era echipă. Când este stadion, nu mai este echipă acum. Da, ca la noi. Gabriel, din Auviș, speră că odată cu apariția stadionului nou, care va exista probabil vreodată și la, și la Dinamo, să se creeze așa o emulație, gen Ion Țiria, Mircea Lucescu și echipa nu va dispărea, cu siguranță, iar apariția unui nou stadion, uite, vedem la Craiova, vedem la echipele, la UTA chiar. Uite ce parcurs frumos are UTA, care până să aibă stadionul nou, nu. A fost prin Liga 2, am jucat chiar un baraj cu ei pe la Timișoara în ultimii mei ani ca și jucător. Da, cu siguranță va fi altceva, pentru că automat un nou stadion, lume multă, bani mulți, oameni cu bani mulți. Și atunci, unde sunt bani mulți, cu siguranță vor fi și alți jucători, alți antrenori, iar nivelul crește cu siguranță. Răzvan, ai spus mai devreme despre ipostaza ta de mentor la școala de antrenori. E această semiglumă care circulă în acest sezon, cum că dacă Gigi Becali câștigă campionatul, atunci care mai este rostul școlii de antrenori? Da, este o ipostază destul de, nu știu să spun, ingrată, e prea mult spus, dar după aia mie că să nu prindeți ceilalți finanțatorii aripi din cauza aceasta. Dar probabil se încheie un ciclu, să zic, de 6 ani de când a câștigat titlul și, într-adevăr, meritele sunt chiar ale lui. 9 ani se fac la final. Mai mult, da. Dar nu cred că numai domnul Becali are meritul acesta. De exemplu, Mihai Pintiliț a fost și el coechipier la Pandurii. Da. Și despre rolul lui, de exemplu, se vorbește tot mai mult, pentru că echipa are multă... Omul din umbră, da, care conduce. Ai mai discutat cu el în această perioadă? Nu. Dar intuiești așa un rol pe care el l-ar avea în felul în care se exprimă echipa? Da, poate să spună și amprenta Mihai acolo. Normal, prin experiența lui, la nivel destul de înalt. Și cred că, în urmă, și Haralambos are un rol acolo, chiar dacă toată lumea spune că el e păpușa. Da, care este așa dirijată de... Deși Gigi Becali am văzut că îl apreciază foarte mult și spune, dacă vom intra în Champions League, păi fac salarii uriași și chestii de genul acesta. Oricine câștigă campionatul, indiferent de pe ce poziție, ca antrenor principal sau secund, între ghilimele, cum este numit antrenorul de la Steaua, atâta timp cât domnul Becali e patron, siguranță își atrage simpatia patronului, pentru că e un lucru pe care nu l-a mai obținut de atâta timp. Și chiar pare o echipă, nu știu, de când a venit Haralambos, în relația lui cu Pintilie acolo, pare o echipă foarte organizată, care știe exact ce are de făcut, lăsând schimbările de jucători, de analiza domnului Becali. Nu se ocupă, a spus-o și el, nu se ocupă domnul Becali de pregătirea echipei din timpul săptămânii. Și asta revine celor doi care sunt acolo, Elias cu Pintilie. Răzvan, pe final de emisiune te întreb, pentru că am amintit de experiența ta pe care ai avut-o la Steaua, cum se numea echipa când ai ajuns tu, ce caragios trebuie să precizez de fiecare dată. Cum ai văzut tu evoluția ulterioară a acestei situații cu FCSB, noua denumire și așa mai departe? Tu simți că ai jucat la Steaua, ai jucat la FCSB? Care este senzația ta că a fost jucător al acestei echipe? Păi din moment ce pe tricoul pe care l-am avut acasă, că am mai dat din ele, scria Steaua, e clar că la Steaua am jucat. Dar din disputa asta m-a și spus-o și în alte emisiuni, am zis, tot susținut că FCSB este continuatarea Stelei, la care am jucat eu. Pentru că e același patron, același conducător, domnul Argăseală, domnul Meme Stoica, deci doar s-a schimbat titulatura. Am ajuns așadar la final de emisiune. Răzvan Stanca, Gabriel Cânu, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim că v-ați uitat la ProSport Live și vă așteptăm și mâine seară de la ora 18 pentru a discuta în primul rând despre partida dintre Universitatea Cluj și FCSB, dar desigur și despre alte subiecte. Să aveți o seară frumoasă în continuare!